Dragele mele gospodine, multe dintre voi m-ați întrebat cum fac eu coliva. Dragele mele, v-am dat foarte multe rețete cu coliva. Foarte, foarte multe rețete. V-am arătat de foarte multe ori. Bun, ia să vedem noi că azi am avut ocazia să fac coliva și să vă arăt cum am făcut. Deci, eu am pus într-un ceaun mare, vedeți, la fiert, arpacaș. Acum am închis focul. Vedeți că arpacașul este destul de fiert, foarte bine fiert. Cum am procedat? De obicei este bine să luați un arpacaș de calitate, care este mai curat. Pentru că dacă luați un arpacaș mai ieftin, este foarte murdar, trebuie ales foarte bine, spălat foarte bine și nici nu iese treaba foarte bună. Deci nu iese bobul la fiert chiar atât de bine. O să iasă fărămițat, o să iasă... Nu o să iasă bine. Ei, acel arpacaș, eu îl aleg un picuț și apoi îl pun la muiat în apă fierbinte. Îl las să se moaie în apă fierbinte. O jumătate de oră sau chiar și o oră. După ce s-a muiat bine, îl spăl, îi arunc apa și apoi îl spăl în mai multe ape cu apă rece. Dragii mele, nu este important să-l speli în o apă. Cum se zice? Se zice de spălat arpacașul. Bine, o fi și datina, tradiția o fi așa, dar arpacașul este bine să-l speli în foarte multe ape, până iese apa curată. Dacă nu iese apa curată, pentru că vă dați seama, sunt semințe, merg pe selectoare, este praf, este de toate. Ei, și spălându-l bine, 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 până iese apa curată, el, după ce a fiert, rămâne, vedeți, curat. Iese alb, nu iese negru. Altfel are și negru dacă nu ar fi curat, curat. Spălat bine, bine în multe ape și pus eu îl pun într-un ceaun. Vedeți, am un ceaun mare, îl pun la fiert aici, aici fiert, în acest ceaun mare, pentru ca să nu se lipească, să nu existe riscul să stau tot timpul să dau prin ceaun. Nu. Deci, punându-l în ceaun, el fierbe bine. Eu nu pun apă cu măsură, îl cuprind de 2-3 degete și apoi, dacă mai este nevoie, pot să mai dau oricând un pic de apă, pentru că nu se întâmplă nimic. Și îl pun direct în apă caldă, fiartă, ca să fiarbă mai repede. Îl pun la fiert când dau prin el și când bobul este fiert pe jumătate, adaug sare, după gust. Fiecare cât consideră că trebuie sare după gust. Bun. Îl las să fiarbă, să mai fiarbă încă un sfert de oră, 20 de minute și apoi adaug zahărul. La un kilogram de arpacaș eu adaug, să zicem, 750 de grame de zahăr. Și las să fiarbă bine zahărul până să încheagă el bine. Vedeți? Aici, vedeți? Uitați ce bine s-a legat și se vede că bobul este sfârmat și este bine fiert. S-a legat și zahărul tot, deci să fie cam această consistență. Ei, acum, după ce am oprit flacăra, eu adaug, vedeți, coajă de nucă, coajă de portocală, zahăr vanilat și esență. Esență de vanilie, esență de rom. Este bine cam la un kilogram de arpacaș să puneți cam o esență și o lămâie sau și o portocală. Fiecare, de fapt, pune după gust, fiecare cum dorește. Adaug acestea, acum le încorporez zahărul vanilat, lămâia și esențurile, amestec bine, bine și apoi pun în ceaun nucă, cât de mult miez de nucă, vedeți, din abundență, pentru că miezul de nucă îi dă tot timpul un gust deosebit. Nucă măcinată. Adăugăm acea nucă măcinată. Eu, acum cum sunt cu acest ceaun, am să adaug nuca măcinată deasupra, și o las acolo până se răcește ceaunul. După ce, bineînțeles, încorporez aceste zahărul vanilat cu lămâia și cu esența. Adaug și las miezul de nucă deasupra. Miezul de nucă se pune deasupra ca să nu se formeze crusta. Și iese, dragile mele, o colivă delicioasă. Și apoi, după ce se răcește în voie, o ornați și faceți cum doriți dumneavoastră. Puneți în păhărele sau o ornați. Acum vă pup, vă las... Și vă doresc o zi frumoasă ca și sufletele voastre, pupici cu scripici.